În luna martie a acestui an, peste 700 de hunedoreni, printre care și aproape 400 de femei, și-au găsit un serviciu prin intermediul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă. Acest lucru se datorează continuării implementării de către AJUFM Hunedoara a Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă. Hunedorenii care și-au găsit luna trecută un loc de muncă provin atât din mediul urban cât și din cel rural și, în mod firesc, au vârste și studii diferite. În cursul lunii martie, prin intermediul AJUFM Hunedoara, au fost încadrate 772 persoane, dintre care 385 femei. În funcție de mediul de rezidență, avem 564 persoane din mediul urban și 208 din mediul rural. În primele trei luni ale acestui an s-au angajat, în urma programului derulat de AJUFM, aproape 1800 de hunedoreni.